Sunt convinsă că nu odată ți s-a întâmplat să vorbești cu cineva despre un anumit produs ca peste ceva timp să vezi pe rețelele tale sociale publicitate anume la acel produs. Cum se întâmplă acest fenomen și dacă într-adevăr ne ascultă telefoanele mobile, haideți să aflăm în continuare. Sunt două probabilități în situația asta. Prima probabilitate, în general, este despre faptul că asta este o coincidență. Adică există fenomenul că atunci când tu te focusezi pe ceva, tu încerci să vezi acest lucru. Nu există niciun precedent legal, tehnic, care să demonstreze că dacă eu o să rostesc cuvântul acum pizza, 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 o să încep să văd publicitate de pizza. Asta ar însemna că tehnologia ar trebui să fie atât de avansată încât în timp real să adapteze toți algoritmii ăștia. De aceea tare deseori este fenomenul mămicilor în concediu de maternitate când ei pe drum văd doar mămici cu căruciorul. Este mai mult o coincidență. De ce? Adică nu avem niciun argument tehnic că, într-adevăr, pe tine te ascultă în timp real. Există interceptări, dar ele sunt organizate. În general, social media, când a startat Facebook-ul, el îți arăta postările oamenilor care se aflau în jurul tău. Adică asta era primul lui concept, networking, da? Social media network. Și atunci, acum noi avem GPS-ul deschis, chiar și când telefonul este stins, oricum SIM carta poate fi găsită, este elementul că sunt foarte multe aici deja oportunități în care eu pot să te găsesc la strada Mihail Cibotaru 46 și să arăt publicitate concret pe strada asta. Pentru că tu intri pe Facebook sau ești conectat la Wi-Fi sau ești online și eu pot să te găsesc dacă ești online. Asta este posibil, asta e, nu e atât de ascunsă informație, se numește targetare clar. El are trei formate pe care el te identifică și pur și simplu se primește că câteodată nimerește targetele. Adică tu ai te uitat la cooking și vezi după asta, dar eu ca targetolog sau ca persoană care setează publicitatea am ales interesul cooking și el te-o găsește pe tine și ți-a tăman să trebuie tigaie. Și tu spui, ia uite, nu mă vor game de tigaie și de-aia am tigaie. Adică e că asta este mai mult o coincidență, dar sunt parametri în bază de comportamentul tău, starea ta demografică sau interesele pe care tu le manifesti în conținutul tău de absorbție online. Un alt motiv pentru care ne apare publicitate anume la produsele de care avem nevoie este așa numita perioadă de achiziție. De exemplu, eu știu că un șampon sau cremă de corp se cheltuie în 30 de zile. Da? Acum, tu ai cumpărat crema de corp la noi pe site. Acum eu pot să fac audiență. Toți cei care au cumpărat 30 de zile în urmă la noi, arată-le pe 30 de zile de reclamă. Și atunci eu știu că încep cu 25 și până în 35 de zile. Și am 10 zile de promovare și îți amintesc la fiecare 10 zile cu o publicitate de asta ușoară, nu te impun să te încordezi, dar pe 30 de zile îți dau ofertă. Dacă te deranjează să fii vizat de reclame pe baza datelor tale, primul pas ar fi să limitezi cantitatea de informații personale pe care o distribui online. Revizuiește cu regularitate permisiunile acordate aplicațiilor din telefon. De asemenea, gândește-te întotdeauna de două ori când o aplicație sau un site web îți cere anumite permisiuni sau acordul pentru a colecta cookies.